Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante, un canal pentru persoane după 35 de ani, un canal anti-age și motivațional. Un filmuleț interesant, cerut de multe doamne, fiindcă am mai vorbit despre perioada postului, de detoxifiere, acum în primăvară, și multe doamne primesc această perioadă ca o suferință, fără dispoziție, și chiar am observat multe femei care stau așa îngândurate, cu colțurile gurii lăsate, fără dispoziție, cu ochii triști, și pentru a vă motiva și un pic să vă încurajez, vreau să vă arăt câteva exerciții pentru buze, pentru a ridica unghiurile buzelor. O să vă atașez în descriere link-urile la filmulețele care le-am mai publicat în ce privește zona aceasta, despre mărirea buzelor, despre buze, despre zâmbe, despre zona părții de jos, pentru ovalul feței, vă alegeți ce vă doriți. Primul exercițiu este cel mai simplu, de a spune PA până la 10. Al doilea exercițiu este de a fixa cu degetele unghiurile. Fixăm unghiurile, gurii și transmitem sărut. Desigur, când efectuăm exercițiile, e bine să stăm drepți, să ne relaxăm, să nu ne încordăm, doar să lucreze zona concentrată, zona dată. Aceste exerciții sunt binevenite și pentru ridurile verticale de pe buza de sus. În următorul exercițiu, fixăm unghiul gurii și ridicăm doar buze, ridicăm colțurile, le ridicăm. Fixăm unghiurile gurii și le ridicăm. Le fixăm. Până la 10. Simțiți cum lucrează mușchișorii. Și un exercițiu foarte simpatic, cum face iepurile. Fixăm iarăși unghiurile. Simțiți cum lucrează zona aceasta și relaxăm. Relaxăm. Un exercițiu care mi ajută foarte mult și îmi place, de a extinde zona nazolabială. Zona aceasta și ajută să ridicăm și unghiurile gurii și relaxează zona și netezește ridurile nazolabiale. O să-mi scot inelușul. O să dezinfectăm mâinile. Pregătim mănușițe. Mănușițele le cumpărați de la farmacie. Căci o să lucrăm cu mănușile. Acest exercițiu îl ajută să extindem și să reliefăm zona aceasta. Să reliefăm mușchiul gurii. Degetul mare se va afla în cavitatea bucală, degetul arătător va ridica zona aceasta. Tot să dau mai aproape. Fixăm cu mâna stângă obrazul,
Degetul mare se află în cavitatea bucală, iar arătător apucăm, pielea și foarte, foarte finuț ridicăm în sus. Dacă ați observat, eu fixez. Ridicăm și fixăm. Puteți să aplicați un pic de ulei sau o cremă. Vedeți, chiar s-a relaxat un pic. O să vedeți și în partea aceasta. Vedeți deosebirea. Se vede diferența. Se vede diferența. Și în partea stângă. Sau aplicați o cremă în zona aceasta și pe cremă. Degetul mare în cavitatea bucală. Fixăm obrazul. Degetul arătător fixăm. Relaxăm, relaxăm, relaxăm. Și exercițiul nostru de relaxare. Și iarăși. Și, desigur că în afară de exerciții, pentru a îmbunătăți această zonă, e de dorit să respectăm regimul alimentar, să respectăm rutina de îngrijire, să avem grijă de masaj și toate în complex ne va ajuta să avem un zâmbet frumos și o dispoziție bună. Dacă v-a plăcut filmulețul, dați like, scriți comentarii și vă aștept cu drag la alte filmulețe. Eu vă iubesc și vă îmbrățișez. Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pe curând!